Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video. După cum ați văzut și în titlu, astăzi discutăm un pic despre rutina mea de curățare a feței. Înainte de a vă spune ce produse folosesc eu, o să vă spun ce tip de ten am eu. Tenul meu este uscat. Normal mixt spre uscat, dar toamna, iarna este extraordinar de uscat. Din acest motiv folosesc produsele pe care le folosesc și pe care o să vi le prezint și vouă în cele ce urmează. Momentul în care eu filmez acest video este târziu, seara. Este în jur de ora 8. Mai exact 8 și un sfert. Așa că fața mea deja, după o zi încărcată de machiaj, după oboseala din timpul zilei, stres, praf și așa mai departe, arată cam așa. Am avut un machiaj foarte basic azi, un pic de fond de ten, un pic de pudru, un pic de contouring, mi-am făcut sprâncerele și m-am dat cu rimel, deci nu pot să zic că am făcut cine știe ce și un pic de ruj pe buze, dar cam asta a fost tot. Așa că a venit momentul să mă demachez, deoarece a venit seara și mă pregătesc de culcare și bineînțeles mă pot culca cu machiaj pe față. Da. Procesul de curățare a feței este un proces foarte, foarte, foarte important și este un lucru pe care ar trebui să-l includeți în rutina voastră zilnică. Ar trebui să vă curățați fața atât dimineața după ce vă treziți, adică nu doar să vă spălați cu apă, pentru că nu e suficient, cât și seara înainte de culcare, fie că folosiți machiaj, fie că nu folosiți machiaj, curățarea feței este foarte importantă. Deoarece eu am folosit machiaj, în primul rând o să îmi demachez fața folosind niște dischete demachiante. Eu le am pe acestea pe care le-am cumpărat din DM, arată așa. Și eu sincer le folosesc de două ori, adică o dată pe o parte și o dată pe partea cealaltă. Nu e nicio problemă. Le prefer pe acestea negre. Există și în alte culori, un fel de alb bej deschis. Dar nu le folosesc pe acelea pentru că nu. Negre cel mai bine pentru a elimina tot machiajul de pe față. Acestea sunt perfecte, sunt reutilizabile. Asta înseamnă că le cumpărați odată. Puteți să vă cumpărați 4, 5, 6 și le aveți foarte mult timp, le spălați de fiecare dată după ce le-ați folosit și sunt foarte eficiente și chiar elimină machiajul foarte bine. Cu această dischetă folosesc pur și simplu apă micelară de la Garnier, pe care o găsiți în DM sau oriunde altundeva. Este waterproof, adică pentru machiajul rezistent la apă, ceea ce pe mine mă ajută foarte mult pentru că am impresia că elimină mult mai bine toate resturile de machiaj și în același timp elimină și rimelul care este rezistent la apă, cel pe care îl folosesc eu. Așa că aceasta este demachiantul meu la care apelez în mod regulat. După ce am demachiat fața, acum trecem la adevăratul proces de curățare a feței. Fetelor, nu folosiți săpun, nici lichid, nici solid pe față. Pentru că acesta are un pH cu totul diferit de pH-ul feței voastre. Așa că nu o să vă ajute cu absolut nimic.
trebuie să folosiți un produs special pentru curățarea feței. În comerț, în momentul actual, se găsesc o grămadă de astfel de produse. Este un pic confuză situația, probabil pentru multe fete, în special pentru cele foarte tinere care nu știu să își evalueze tipul de piele pe care îl au, iar atunci le este foarte greu să-și aleagă un produs de curățare potrivit. De exemplu, eu am o prietenă, asta nu are legătură cu produsele de curățare, ci cu demachiantul. Ba da, cu amândouă. Am o prietenă care m-a întrebat, deoarece vorbesc în cunoștință de cauză, ce produs de curățare al feței îi recomand. Și am spus, păi arată-mi ce ai tu prima dată. Și vine la mine și mi-arată o apă micelară de la Garnier. E tot ca aceasta, doar că am impresia că este albastră și este împotriva acnei. Și eu mă uit la ea și spun, dar draga mea, tu nu ai acnee, de ce folosești o apă micelară împotriva acnei dacă tu nu ai acnee? Nici măcar când ești în acea perioadă a lunii, nu ai problemă cu acnea. Deci, din start, ea și-a ales un produs pentru demacherea feței greșit. Plus că făcea confuzie între demacherea feței și curățarea, spălarea feței. Da. Deci trebuie să fiți foarte atente când vă alegeți produsele, deoarece pe piață se găsesc o grămadă. Cel mai important este să vă alegeți un produs care este potrivit cu tipul vostru de ten. Nu cred că are atâta importanță marca, puteți să testați mai multe, să vedeți ce vi se potrivește vouă, pentru că probabil de fapt sigur, unei fete care are un ten impecabil, dar nu folosește machiaj deloc, nu îi se vor potrivi aceleași produse ca unei fete care folosește foarte mult machiaj, chiar dacă are un ten impecabil. Și aici nu vorbim doar de tenuri impecabile, ci vorbim de tipurile de ten. Este foarte important să știți dacă aveți un ten mixt, dacă aveți un ten uscat, dacă aveți un ten uleios. Apoi se face o diferență între tipurile de ten în funcție de vârsta pe care o aveți. Pentru că o persoană care are între 20 și 30 de ani va folosi aceleași produse de curățare ca o persoană care are între, să zicem, 50 și 60 de ani. Deci, este o diferență foarte mare și trebuie să fiți foarte atenți la produsele pe care le folosiți, ca să nu cumva să vă afecteze tenul într-un mod negativ dacă folosiți ceva ce nu vi se potrivește. Așadar, eu o să vă spun experiența mea proprie cu produsele pe care eu le folosesc. Astăzi o să vă prezint niște produse accesibile pentru toată lumea pe care le găsiți și în marile lanțuri de magazine, în drogherii, deci nu este nicio problemă să vi le procurați. Eu folosesc și produse profesionale deoarece lucrez în domeniu și am acces și la așa ceva. Însă astăzi o să vă prezint o gamă de 4 produse de curățare a feței pentru tenul uscat, care mie îmi plac foarte mult și pe care le folosesc în mod regulat. Astfel, cred că o să încep cu acesta. Deoarece port în fiecare zi machiaj, este foarte important pentru mine ca seara, atunci când mă demachiez, să elimin absolut toate impuritățile și toate resturile de machiaj de pe față. Iar atunci am două produse un pic mai agresive, aș putea spune, da, dar care își fac foarte bine treaba și le folosesc chiar dacă usucă puțin pielea. Nu le folosesc în același timp, le folosesc alternativ, poate cum mă simt eu bine, poate o zi unul, poate o zi celălalt. Iar pentru a combate faptul că usucă pielea, după aceea folosesc încă un
produs de curățare a feței, dar care este hidratant. Și așa se balancează lucrurile. Ca să-mi curăț foarte bine fața, folosesc de la Neutrogena acest produs cu curcuma. Este o spumă de curățare liniștitoare, spune aici, fără ulei. Singura ei problemă este, spune că este pentru piele sensibilă. Eu am și pielea sensibilă, deoarece pielea uscată este în mod normal și o piele sensibilă. Mie îmi place foarte mult acest produs, deoarece este spumă, este foarte ușor, foarte lejer și curăță foarte, foarte bine fața. Singurul ei dezavantaj este că usucă, deoarece, da, are curcuma în compoziție. Însă, mie îmi place foarte mult, nu vreau să renunț la el, o să-l folosesc în continuare. Nu am avut efecte adverse sau nu m-a afectat în niciun mod negativ, așa că eu o să-l folosesc în continuare și îmi place foarte mult. Pe lângă acest produs de la Neutrogena, mai folosesc de la Viure. Acesta este un produs pe care l-am cumpărat de la Cora din Franța. Arată așa. Este un produs de un gel de curățare a feței, purifiant cu cuarț roz, mă scuzați, și cu carbon, de la piele normală la piele grasă. Adică, din punctul meu de vedere, eu cred că, după cum spun ei, se poate folosi pentru toate tipurile de ten. Și spune că că este o tehnologie care purifică tenul și ajută la matifierea porilor și la destresarea pielii, feței. Da, vi-l mai arăt încă o dată. Arată așa. Prima dată când am testat acest produs, mi s-a părut foarte ciudat pentru că m-a pișcat un pic fața și mă gândeam, oh, stai să vezi că nu o să mi se potrivească, sigur o să am o reacție adversă de la el, ce rău îmi pare că l-am cumpărat, dar surpriză, a doua zi nu am avut absolut nicio problemă și am continuat să-l folosesc și chiar îmi place foarte mult deoarece curăță în profunzime pielea. Deci, cum arată pielea după ce o cureți cu acest produs, este incredibil și puteți vedea, adică nu mai puteți vedea că l-am agitat în mână, dar este până pe aici. Acum e agitat. Este până pe aici. Deci am folosit mult din el, din cel de la Neutrogena cu curcuma, iară, e până pe aici. Deci și acesta îl folosesc, se vede că îl folosesc în mod frecvent. Apoi, aceste două produse, după cum v-am zis, le folosesc ca să mă demachez seara. Întotdeauna aleg unul dintre cele două și mai completez cu următorul produs, care este tot de la Neutrogena, îl cheamă Hydro Boost. De asemenea, l-am cumpărat tot din Franța, deci nu știu sigur dacă se găsește în Germania sau în România. Nu știu să vă spun, sincer. Dar dacă știți voi, scrieți-mi jos aici în comentarii. Și după cum îi spune și numele, este un gel de curățare a feței cu acid hialuronic, care, bineînțeles, are proprietatea de a hidrata foarte bine pielea feței. Așa că eu îl folosesc întotdeauna în combinație cu unul dintre aceste două produse. Adică prima dată aplic unul din aceste două produse, iar apoi, pentru a-mi hidrata fața, deoarece acestea două usucă tenul, folosesc acest gel de curățare. Curăță în profunzime și, de asemenea, hidratează frumos tenul. Așa.
Iar dimineața, când mă trezesc și trebuie să-mi curăț fața, optez pentru un alt gel de curățare. Pot să zic că l-am cumpărat și pentru culoare, dar și pentru că am vrut să testez ceva nou și vroiam ceva fresh, care să mă trezească, să mă împrospăteze fața, să mă simt eu așa fresh în momentul în care încep o zi nouă. Așa că am cumpărat tot de la Neutrogena, piurete pamplemus, tot un gel de curățare care arată așa. Sper că focalizez. Da? Nu vrei. Da. Așa. Tot un gel de nu de hidratare. Este un gel de curățare. Mă scuzați. Un gel de curățare cu extract de grapefruit roz, care ajută la reducerea imperfecțiunii și lasă o piele netedă și curată. Nu știu cât reduce imperfecțiunile, eu n-am observat acest efect al acestui gel, însă pentru curățarea feței de dimineață, pentru a elimina uleiurile secretate peste noapte și așa mai departe, mie mi se pare un produs foarte bun. Este foarte lejer, poate fi folosit de oricine, am impresia, pentru orice tip de ten. Da, nu scrie pentru ce fel de tip de ten este, dar cel puțin pentru tenurile mixte și tenurile uscate este un produs potrivit. Pentru tenurile grase, nu aș prea recomanda. Cu toate că zice că este pentru piele cu imperfecțiuni. Dar pentru pielea grasă și pentru pielea cu tendință acneică, nu prea, nu recomand. Da, deci acestea sunt produsele de curățare a feței pe care eu le folosesc. Foarte importantă este, repet, demacherea feței, iar apoi este important să vă curățați fața foarte, foarte, foarte bine cu un produs de curățare a feței pe care voi îl găsiți în comerț, dar să țineți cont de tipul de ten pe care voi îl aveți, pentru că nu se potrivește același lucru la toată lumea. De aceea trebuie să încercați, trebuie să experimentați. Nimeni nu spune că trebuie să aveți atâtea geluri de curățare. Eu când cumpăr așa, cumpăr 3-4, le folosesc pe toate, după aia dacă îmi plac, ori le recumpăr pe aceleași, ori mai schimb câte unul ca să mai încerc ceva nou. Plus că, după cum v-am spus, eu mai folosesc și produse profesionale, iar atunci deja sunt prea multe. Nu aveți nevoie de atâtea. Unu sau două, în funcție, maxim, în funcție de nevoi, sunt suficiente. Repet, produsele pe care eu vi le-am prezentat, le puteți găsi în principiu oriunde. Probabil doar pe acesta îl găsiți doar în Franța, dar restul cele de la Neutrogena în DM sunt cu siguranță, în Germania și în Franța mai mult ca sigur le găsiți. Iar în România, cred că le găsiți, cred că inclusiv pe acesta îl găsiți acum și în România, pentru că la început nu erau. Le găsiți oriunde, dar atenție mare, sunt produse pentru ten mixt uscat, da? În special acestea două, dacă aveți tenul uscat, încercați să nu le folosiți sau încercați să le combinați cum le combin eu cu un alt produs de curățare, dar care este foarte hidratant. Pentru că altfel o să vă lase fața foarte uscată, o să vă strângă și nu va fi o senzație plăcută pentru voi.
Sper că v-a ajutat acest video. Știu că sunt multe fete, mai ales foarte tinere, care abia acum încep să învețe despre cum să își îngrijească tenul. Și iar eu sper că acest video să ajungă la cât mai multe dintre voi, să-mi scrieți în comentarii dacă vă ajută. Eu sper din tot sufletul să vă ajute și să vă fie de folos. Dacă aveți alte întrebări, vă rog foarte frumos să mă întrebați tot în comentarii. Eu o să răspund în măsura posibilităților la toată lumea. V-am pupat, vă doresc o seară frumoasă în continuare și ne vedem într-un video viitor. Pa!